Bună seara și bun găsit la Valea Jiului Un Univers. În această seară, alături de mine în studio, domnul Nicolae Ivănuș, consilier județean din partea partidului UNEPR, Partidul UNEPR, Unitatea Națională pentru Progresul României, un partid cu nume mai lung, așa. De ce nu v-ați pus un nume mai scurt? PSD și mai simplu. Interesul național. Interesul național e mai... Pentru Progresul României. E Uniunea. Ce se întâmplă? Am înțeles că... Bună seara, că mă scuzați că n-am apucat să salut telespectatori. Dacă m-am bâlbuit eu cu cheie, cu numele partidului. Noastră, la început, ați fost din partea unei alte formațiuni politice și de-aia am rămas cuplat pe... Viața îți oferă diferite surprize, chiar dacă nu le dorești sau... Păi de-aia surpriză. N-ar părea la demnitatea ta. Se pare că plecarea mea din PSD la PPDD în timp s-a demonstrat să fie o greșeală și m-am reorientat pe urmă către altă formație unde trebuie să recunosc datorită unei persoane cu care în ultimii 4 ani am făcut echipă. Mă refer la domnul senator Haralambe Bevochițoiu, care a fost un factor determinat în treaba asta. Am lucrat și la PSD foarte bine cu el. Când la urmă, până la urmă tot acolo s-a ajuns. Probabil. Păi acum, nu? Am văzut. S-a unificat clar. Acum în ultima instanță ce a mai rămas. Deci nu s-a unificat, a fost absorbit pe PDD-ul, dar e o chestie de un termen de grație până se face toată această manevră sau procedură, să zice, de 3 luni de zile. Deci, până se preiau membrii, până se evaluează cât s-au mai rămas și acolo. Se schimbă, nu se schimbă, așa-i? Centrul de greutate în Consiliul Județean cu chestia nu, asta, nu? Deci pe PDD un Consiliul Județean nu mai exista, deci nu are nicio legătură. Deci nu i-a afectat componența politică a Consiliului Județean, nu i-a afectat deloc. A fost atunci doar în... Deci nu. Schimbarea la deci, da. În Consiliul Județean, 2/3 din Consiliul Județean este deținut de nou PNL, care ei pot face orice inițiativă, ei pot opri inițiativa altora, deci dacă reușești până la urmă ca și consilier județean să zicem că faci o inițiativă, ori trebuie să umbli mult, să lămurești lumea, dar tot de ei depinde. Păi și dacă umbli deci, exemplu, să lămurești lumea... Eu sunt singurul din Consiliul Județean, din opoziție, cum s-ar zice că 1/3 este opoziție acolo, care sunt reprezentant al Consiliului Județean într-o adunare generală a acționarilor. Și mă refer la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Câinii Fără Stăpân. M-am oferit din start, știam că e o problemă tradițională prin Valea Jiului, prin care deranjează. Am zis că pot face lucrurile să meargă. E o situație pro bono, deci nu e retribuită, dar îmi face plăcere că colaborez mult mai strâns, îmi umple timpul de pensionar în activitatea asta. Nu era mai bine la Consiliul de Administrație, știu la ce, sau... Dar nu aveam sprijin politic, probabil. Deci se pare că partidul nostru încă nu are pentru Consiliul de Administrație sprijin. Mie mi-ar fi plăcut, mai ales că am fost 2 ani în Consiliul de Administrație, retribuit cu 34 de lei pe lună. Față de alte retribuții care am văzut. Că... Deci la 34 de lei pe lună ați avut sprijin politic, era ok. Probabil că n-a fost nici înghesuială prea mare, nu? E o situație... Nu? De amintire, deja pentru mine e istorie. Dar nu, n-a fost înghesuială, știu, dar, o bătărie prea mare. Dar, exemplu, urmăresc cu foarte mult interes activitatea complexului energetic, în special componenta minieră, sau a diviziei miniere, cum e numită, pentru că am un interes personal, că am un copil care lucrează la mine și mai are vreo 13 ani până la pensie și vreau să iese la pensie de la mine. Termine stagiul, să deci, să cred fie. Că sunt singurul fost conducător de din minerit care și-a dat fiul să continuă activitatea, chiar dacă are o rezervă, să zicem, topografia, în caz de ceva. Da, dar de obicei șefii și-au trimis în alte părți copii, dar probabil că a fost și... A dorit și el, nu? Nu, dorința lui, deci... Da. Ca să...
Rămânem la nivelul zis, poveștilor. Demonstrezi mai mic, mai slab. În clasa 11-a, când eram în clasa 11-a și eram inginer șef la Mina Lupeni, nu eram mulțumit cum învăța în clasa 11-a sau cum trăta activitățile școlare. Din păcate, a avut calculator din timp și uneori calculatorul ia mințile copiilor. Și l-am luat cu mine și l-am băgat într-unul din abataje într-o sâmbătă. L-am băgat ca vizitator, că avea peste 18 ani. L-am băgat într-un abataj care era cel mai greu și l-am dus pe niște trasee foarte dificile, care erau și atunci cum sunt și acum. Deci nu... Mai ales că era un abataj pe linia de oprire. Și când a ieșit afară, l-am văzut în loc să fie speriat, era încântat. Ca și cum era sport extrem. Și atunci a zis, bă, dacă asta e dorința ta. Și deja are vreo 7 ani la Mina Lupeni și a beneficiat și de un contract, că s-au făcut contractele la universitate. Au fost câteva contracte atunci prin... Nu, au fost contracte timp de vreo 4-5 ani până, dacă nu mă așa, până în 2011, când nu am mai fost doritor din studenții de la minerit, care sunt foarte puțini, sunt o grupă. Deci, da, o grupă și nici de aia nu-i mai angajează nimeni. Și, nu există. Nu vreau să spun aici, în minerit, deci, nu că îi angajează în... Nu în Valea Jiului, dar da. Să știți că sunt absolvenți proaspeți, absolvenți angajați la hidroconstrucția, pentru lucrări subterane, la Roșia Montană, în zona Baia Mare, în zona de Certej. Deci unde mai sunt? La Minvest. Deci sunt activități miniere și eu sunt sigur că vor mai fi. Deci nu trebuie chiar atât pesimism. Atâta timp cât zăcăminte are România, va avea nevoie și de minieri. Și de ingineri minieri. Zăcăminte are, are și ingineri minieri, că produce de atâta vreme, sunt deja cât 65 de ani de când aici, numai aici am dat institutul. 1948, dacă nu așa. Da, cam așa. Și... S-au unit cele două institute din de la Timișoara și de la București și au fost aduse aici. Tradiția învățământului mineres, din minerit e mult mai mare. Și avem ingineri, avem specialiști, dar nu mai avem nevoie de... Da, nu, ce cum să nu avem nevoie? Deci... Cum să nu? Păi cei care sunt, lăsați-i și la pensie, da? Ok, ați plecat. Mai sunt ca noastră, cred că... Da, probabil Valea Jiului, Valea Jiului. Și în locul lor, pe cine mai da, sunt? Cum sunt. Să nu fie? Asta e important. Părerea mea că chiar dacă nu au experiența sau sunt forțați de împrejurări, o să câștige experiența. Deci numai situația din ultimii 3-4 ani a făcut din ei adevărat specialiști să rezolve. Deci sunt chiar de apreciat conducătorii actuali din minerit, cu toate că am auzit pe surse, cum s-ar zice, să nu zic bârfe, că sunt subapreciați. Vai, că noi ce făceam, spărgeam unse, avioane, nici vorbă. Și noi le-am învățat pe parcurs, dar oricum, un inginer bun pe timpul meu, mine, se forma vreo 10 ani. Real, eu spun prin ce am trecut eu. Deci poate am ocupat funcții de conducere puțin mai repede, că așa m-a fost felul meu de a fi, dar vreo 3-4 ani cred că le-am ocupat cu numele sau cu mintea, nu cu competența reală. Deci ca să ajungi totuși un inginer competent, și aici e o problemă câteodată. Sunt inginer, că dar competența reală nu e dusă de funcții. Și s-a greșit în ultimii ani, părere personală, cu necesarul de sprijin politic să fii pe o funcție. Eu n-am fost forțat în 2003, am intrat în PSD. Nimeni nu m-a forțat, a fost dorința mea atunci. Deci, să nu zică cineva că s-a politizat. S-a aprofundat. Era director de la Mina Lupeni, poate am apelat la ajutorul sindical, să zicem. Mă, vreau să fiu director. Dacă alții nu se gândesc la tine. Pe urmă, toată lumea se lăuda că s-a gândit la mine. După rezultatele, și cred că am zis suficient. Dar în ultimul timp vă dau un singur exemplu. Domnul inginer Daniel Surlescu, când a fost numit director general, n-avea apartenență politică. Da, dar avea... N-avea apartenență politică. Nu, domnule, avea... Era director general ajuns de vreo 4 ani. Eu zic că v-am dat un exemplu. Cam asta ar fi fost... Dar după vreun an de zile
a fost forțat, deci lucru care nu-i corect. Bă, ești competent, ai ajuns acolo cum ai ajuns, dar dacă vrei să rămâi, fă-te, intră în PNL. Asta țin eu minte că s-a întâmplat. Orgolul lui Daniel de atunci, și a zis, bine, mă, intru în PNL, dar îmi dați organizație. Președinte, un om care se respectă. Păi, și trei ani de zile a fost și președinte. Cerea să vină, vină în PNL și mă ia altul la, ca președinte de partid, atunci când te bagi într-o organizație de asta, ai șeful. Încă o dată susțin, au fost tendințe, toată lumea dă vină acum pe politizarea managementului. N-a fost întotdeauna, dar situația era grea. Deci în ultimul nu prea timp fost, există tendințe. Că nu cred că pe vremuri, când, eu știu, pe Bocan, pe Blaș, i-a pus cineva director general pe bază politică, nu cred că era atunci așa ceva. Cu sindicate, cu Cosmar, cred că ăștia mai era, mai aveau... Acum văd că sindicatele au început să se implice. Deci, spre exemplu, dacă ați făcut trimitere la două persoane sau trei, să zicem, și componenta de administrație și componenta... În perioada aia eram... Cunoscuți. Deja început să fiu un observator fin. Tot spun, unii manageri dau scuza, domne, n-aveam ce face. Mai ales că, probabil fără să vreți, v-a venit așa chestia asta cu exemplu. Miron Cosma Bocan. Bocan a fost numit director general pe competență, că întâmplător, Valea de Bras, mina la care era director, era o disciplină exemplară, niște cadre tehnice de viitor care în timp s-a demonstrat că așa e, că și la ora asta cred că sunt tot conducătorii formați de domnul Bocan, deci la ora asta când vorbim, acum la ora, în clipa asta, pe partea minieră, sunt oameni formați de domnul Bocan, dar când a venit domnul Bocan Iosif, director general, după cât că a făcut ordine și disciplină în două săptămâni, cam atât i-a trebuit, sau trei săptămâni, nu știu cum a făcut-o, dar avea stilul lui, metodă, avea... Adică eu știu cum a făcut, dar nu vreau să spun acum cum a făcut, ce a făcut. E rezultatul. A avut toată libertatea. Am început să mai meargă și compania, cum mergea mina Valea de Bras, care atunci singură dădea vreo, din câte țin eu minte, între 2 și 3.000 de tone. Și vorbim de anul 1993. Cu două abataje, cam mecanizată, așa, era cea deci mai... Deci era cea mai mecanizată. Deci închiderea ei a fost o eroare tehnică extraordinară. Păi a fost eroare sau credeți că a fost ceva intenționat ca să... O eroare tehnică. Cineva a cerut să închidă o mină în Valea Jiului și era de ales între două. Pe Valea de Bras, că e izolată, că duce oameni acolo, dar care era cea mai recent deschisă și modernizată, cine a fost în ea știe foarte bine, și comparativ cu mina Aninoasa, care chipurile ținea un oraș, care nu știu cât de oraș e, și care după un an s-a auto-închis singură. Deci au căutat ei zăcământul din stratul 13 pe 6 luni, se lăudau pe la ministere, pe la intervenții, anumite sindicatele erau cei care discutau în perioada aia. Dar am sărit de la un subiect la altul. Vreau să lămuresc cu domnul Bocan. În luna septembrie sau august, exact ca acum, se negocia contractul colectiv de muncă. Și gândiți-vă, Bocan era doar un director general de o companie națională. Fără sprijin politic, fără nicio chestie, că nu era băgat în nicio chestie. Nu, iar partenerul de dialog era un lider care era unicul lider sindical și reprezenta un singur sindicat de vreo 60 sau 50 de mii de oameni, subiect de discuții. Exact unde, din câte știu, la ora asta suntem, se negocează. Suntem în aceeași... Deci, da. Deci la ora asta se negocează un contract, după cât că nu mai este un singur sindicat, sunt vreo 50, nu știu exact câte sunt. Păi 10 sindicate... Am exagerat și, eu. Nu, 10 sindicate cu, și cu 10... De 10 ori mai puțin mineri, nu. Deci 10 sindicate, deci de mai mult cu 10 sindicate și mai puțin cu 10 ori mai puțin mineri. Să aducem exemplul lui domnul Bocan. Domnul Bocan era director general. Și domnul Miron Cosma, da, care era lider în partea cealaltă, avea real relații foarte suspuse, de la nivel de la președintele României până la toți miniștri, care cât de cât aveau greutate, că nu cred că îl interesa de ministrul culturii, sau poate și de, să nu greșesc.
Și a cerut ceva ce nu se putea da, s-a îngropat mineritul. Și domnul Bocan a avut tăria cu funcția de director general să zică eu nu semnez așa ceva și și-a dat demisia. E istoric așa ceva și toată lumea a uitat. Și domnul Bocan pe urmă n-a mai fost până a ieșit la pensie director la Vromina, nu-mi țin eu minte. Decât consilier de director general, de real, consilier real. Dacă l-ați chemat, v-ar spune aceeași chestie. A fost de se putea, deci dacă ținea la vertical și tu știi că face o prostie. Că într-adevăr că nu e prost cel care cere, e prost cel care dă și dacă nu poți să dai, nu dai, domn. Ăla cere și luna de pe cer, dați-i luna. Chiar discutam aici în emisiune cu cineva care era implicat, spunea că situația în care s-a ajuns acum și situația e care se știe. Uzina Paroșen a fost închisă din lipsă de cărbune. Când a fost închisă? Acum două săptămâni au fost, trei săptămâni a fost închisă din lipsă de cărbune și probabil că și azi mâine se închide. Nu știu cum poate ajunge lipsă de cărbune când este un tot unitar. Deci e un complex format din patru mine și două termocentrale. Cum pot rămâne fără cărbune? Nu știu, că acum vreo doi ani când a zis că îi trimite pe minere acasă? Adică sunt șapte mine. Nu așa, acum un an, doi când a fost că îi trimite pe minere acasă că au cărbune și să nu, nu, ceva de genul ăsta, două săptămâni să nu mai lucreze. Și nu, de nu, situația nu de astăzi, cărbunele de la... Situația de astăzi, ce se întâmplă în sistemul energetic național, se repetă cu o ciclitate de aproximativ 3-4 ani. Deci 3 ani de zile nimeni nu are nevoie de cărbune, iată, vine câte o chestie din asta și, păi și chiar siguranța atunci... sistemului energetic național de vreo 4 zile sau de 5 zile stă în cărbune. Fără cărbune... Am avut și eu. Ne-ar anunța ăștia, se decuplează energia între ora cu tare și cu tare. Da, vă dați seama ce ar fi să rămână trenul, să rămână știu ce, sau și acasă. Nu, eu atâta întreb. Care era cifra de consum acum 3 luni de zile? Era de 6.000. Ce s-a întâmplat în ultimele 2-3 săptămâni, după cât a scăzut producția sau posibilitatea de producere pe regenerabile și pe pe hidro, a scăzut capacitatea, consumul a crescut de la 6200 MW pe minut, a crescut la undeva între 1500 și 9000 de MW. Astăzi ce? Joia trecută, joi seara când a terminat ziarul, era 35,8% din producția de energie era dată pe cărbune. Deschide site-ul pe hidroelectrica și era dată pe cărbune, consumul, da, la momentul respectiv. Și, deci, așa ceva... deci pe lângă procent de 37 trebuia să vă uitați și care e cantitatea minutul respectiv. Da. Și vedeați că se apropie de 9. Și mai era o chestie care probabil contează foarte mult în regimul ăsta energetic. Continuitatea. Deci restul, alea cu pe vânt, era așa. Asta, uite, așa era, o liniuță, care probabil contează enorm în sistemul energetic, să nu ai chestii de-astea. Au zis, noi povestim, dar de aici până la București sunt 350 de kilometri. Acolo se vedea altcumva problema, din păcate. Nu au aceleași grafice, aceleași... Păi da, dar altcumva interpretează. Că... și de-aia, din păcate, uite, în ultimul timp, cei de la București au început să vină pe aici, cel puțin de vreo 2 luni și... anumiți miniștri s-au mai pus la punct. Și eu am încredere că se vor rezolva problemele parțial, deci se va trece printr-o criză. E o părere personală aici, nu fac niște pronosticuri. Începe din data de 8 septembrie primul termen de insolvență, mai sunt vreo 16 la rând firme care cer, n-au primit banii de la complex și probabil asta e procedura. Deci va exista tendința comercială de a cere insolvența prin contencios sau prin proces civil. Dar nu văd vor mai plăti câte zis, ceva, nu, da, văd pericol în chestia asta. Din potrivă, poate se ajunge la o administrare, nu mai dăm vina pe management, că totdeauna ba managementul e defectos. Care e cea mai mare prostie, să zici management defectos și vai ce efectos era altul de acum. Poate la din anii 30 a fost un management foarte bun, performant. Restul au fost probleme și acum sunt probleme grave. Deci poate să vină și
nu știu care e cel mai bun manager în momentul de față, că nu cred că e Bill Gates sau altcineva, eventual ăla să vină să dea jumate din avere să ne salveze, că e cel mai bogat, da. Da, de, da. De situație foarte grea, dar eu sunt sigur că specialiștii care există vor trece, chiar dacă unii pe opoziție, alții pe alta. Nu, părerea mea este și că nu, unii fără... nu și-au asumat niște responsabilități, și-au asumat numai niște sume de bani prin salarii, probabil că ați văzut prin presă așa, salarii la 300 și ceva de milioane, dar responsabilități nu. Exact în sensul care spuneați noastră, domnule, așa ceva nu se poate. Deci dacă eu semnesc chestia asta, îngrop minele, da? Eu nu semnesc chestia asta. Ei, anul trecut, asta a făcut anul trecut, Bocan, nu? De, nu toți sunt, din păcate, nu găsești. Bocan e unul singur care mai știe toată lumea. Alți conducători care au venit și au spus directorul general, vreau să zic, miniștrii conducători au apărut la, la o semnare de contract unde iară nu se putea, semnează acum că o rezolvăm în vară la rectificare. I s-a spus, nu a scris. Și săracul director general de atunci, nu vreau să-i dau numele sau că nu-i cazul, trebuie să povestim, a semnat contractul colectiv de muncă care nu încăpea, cum e proverbul ăla, nu încăpea vițelul în vacă. După vreo două luni de zile sau trei luni de zile s-a întâmplat o explozie la mina Vulcan și deodată toată presa, inclusiv de prin birou ăsta sau de pe, la TV Parâng sau vreau să zic presa legal, înfiera toată conducerea, inclusiv acel director a dat exemplu la televiziune și nu l-a apărat nimeni, nici persoana care a zis semnează că i-a întors spatele. Și a rămas el, n-are rost să vă spun, deci s-au întâmplat și situații din astea, da. Nu știu. Păi și nu... directorul ăla de ce n-a zis cum a zis domnul Bocan, nu se rezumă sau ceva, schimbă-mă. Păi nu, dar dacă i-a zis că o rezolv, zice un ministru, semnează că rezolv, în principiu, dacă era vertical, poate ar fi zis... Dar ministru era politician, domn-ministru, nu? Domn ministru, vă rog frumos, dați-mi în scris că rezolvăm, că sigur semnez atunci. Da. Și o ținea acasă. După ce semna, mergea și o rupea. Dar măcar avea o dovadă că nu-i vinovatul. Dacă el spunea că nu e vinovat, nu-l credea nimeni, că toată lumea în momentul ăla îl privea pe el. Și cine mai recunoaște după aia? Că vede... Nu, dar dacă el se apăra. L-au luat probabil vreo 2-3 luni consilier de ministru să tagă și până l-au adus înapoi și deodată nu mai avea de lucru. Un om, adică, care muncise mult, se pregătise mult, condusese atunci mult. Atunci a fost așa, dar eu zic că acum e altă situație. Băieții ăștia care au fost până nu de mult au dat la pace cu sindicatele și au prăduit tot ce a fost. Deci nu veniți la, cu povești de astea la mine, că nu ține. Ba da. Deci în ultimii 3 ani sau 4 ani au fost la conducători, nu știu care, cum a fost sau pe cine să dai vina. Deci ca aia cu prăduitul, cu nu știu ce, nu cred. M-ați înțeles? Cum? Deci, probabil vă referiți la niște plăți avantajoase pentru unii sau hai pentru alții, sau ce se făcea dintotdeauna pe aici. Care plăți avantajoase? Deci, pentru situația actuală a companiei, suntem de vină toți care am lucrat în ultimii 25 de ani, inclusiv eu, inclusiv dumneavoastră, că ați lucrat, că împreună am lucrat la o mină. Nu, situația de acum nu. Sunt de vină cei de anul care au semnat anul trecut acel contract, cu tot felul de avantaje, despre care unii mai profesioniști au spus, domnule, ăsta îngroapă mineritul 6 luni de zile dacă au de unde să dă, oricum nu s-a dat. Dar n-avea legătură contractul ăla cu mineritul. Păi are. Când tu îi dai... Deci contractul ăla n-a fost făcut cu mineritul. Haideți să vă spun o chestie. Dumneavoastră ați fost director, avea un plan de făcut pe vremea aia. În principiu, avea. Legal, da. Tu îți făceai planul, nu? Avea un plan. Bun, dar îl avea. Tu îți făceai, se numea preliminar. Bun, dar trebuia să te încadrezi. Te încadrai în el, nu? Eu am prins înainte de 89 când se făcea și pe 5 ani. Bun. Uneori te încadrai, alteori nu te încadrai. Dacă și... nu te încadrai, îți luai banii. Deci... Dacă nu te încadrai, îți luai banii. Nu prea luam banii. De unde să iei banii? Bun, dacă perfect. Nu te încadrai, că nu puteai. Păi, uite, acum confrunt contractul ăsta colectiv de muncă, faci, nu faci, ți-ai luat salarul.
Păi ce crezi, că ăla care muncea și dădea cu sapa era mai prost decât ăla care stătea și luau bani la fel? Dar nu înțelegeți, cred că faceți o confuzie. Nu fac nicio confuzie. Contractul actual, s-a scos. Încă o dată, sunt din povești, ce zic eu, acum mă dau eu deștept, că am 10 ani și 2 săptămâni de când am ieșit la pensie. Eu vreau să zic altceva. Din afară. Acel contract care s-a făcut ultim, da, nu-i făcut, n-are legătură cu mineritul. Nu înțelegeți? Păi a fost făcut cu toată povestea asta. De ce asta, legat într-o firmă energetică și un partener social? Partenerul social a cerut firma energetică producând energie electrică 31 de zile din 31 pe lună sau 365 din 365. Au fost de acord. Știți ce spuneți dumneavoastră acum? Haideți să particularizăm la o mină. Au zis să partenerul a rămas că nu mai are cărbună. Au zis, haideți să particularizăm la o mină. Da. Că ați lucrat la o mină. Și îți luăm exemplu, mina la care ați lucrat dumneavoastră, Vulcan, care zic eu că e cea mai bună din Valea Jiului, din informațiile da, care le-am. Modest așa cum. Nu știu. Acum. N-a fost întotdeauna, da, că a avut probleme. Dar în ultimii 25 de ani, ponderea de a fi cea mai bună a fost destul de mare. Și la ei și la lune. Dar haideți să vă zic. Deci gândiți ca și cum ar gândi un conducător că dau retribuția sau salarizarea în regie. Că asta vreți să acuzați, diferența între acord și regie. Da, eu am învățat la școală, atunci se numea retribuire, când învățam eu la școală, trei tipuri de plăți sau de retribuire. Regie. Retribuirea regie, acord, în acord, acord, în regie și în indirect să zic am un lapsus acum, acord direct, acord indirect și regie. Asta trei erau la început. Pe parcurs, în ultimii 25 de ani, au mai apărut și retribuirea sau salarizarea, mandat, în criterii de performanță, fix, fără să ajungem în sus ca cei din vest, am vrut noi să ne apucăm să luăm salarii ca în vest. Mai ales ăia care erau șefi. Voiau salarii ca în vest, dar pe ceilalți să muncească, nu mai muncesc ca în socialism, ci ca în primitivism. Am auzit o frază a unei persoane cu responsabilități de conducere că lucrăm acum cu utilaje ca acum 50 de ani. Și respectivul partener i-a zis, stai bă, că tu ai 40 ceva de ani. Dar el de fapt avea dreptate. Cel de 47, că se lucra ca acum 50 de ani. Și foarte... Intrăm într-o dispută, deci eu sunt complet de acord că trebuie să fie acord. Dar din punctul meu de vedere, acordul ar trebui să fie pentru toți. Dar dumneavoastră, dacă ați lucrat la un sector transport, dau exemplu, general, de la o mină, ziceți, nu, domnule, minerii sunt puturoși. Tot ăla din abatar sau de la pregătire. Ăia de la întreținere, de la sector, că nu și-au salariile, că au acordul direct, acordul indirect pe indicator, pe sector, dădeau vina, băia din abataje, că băia din abataje dădeau vina pe ceilalți. Deci fiecare pe vină, astăzi, și asta e durerea cea mai mare a mea, că iar se divizează cele două componente în Valea Jiului, nu vreau să zic ai oamenilor muncii din complexul ăsta, în două componente care nu vor să facă pace, nu vor să înțeleagă că toți sunt oameni, toți au familii. Și mă refer la energeticieni și mineri. Ei n-au vrut să înțeleagă ceea de la Hidro și așa mai departe. În 2009 a fost un ordin al ministrului economiei de atunci, Videanu, care a spus, se formează începând din data de complex energetic Oltene, complexul hidroenergetic Hunedoara sau da, Electra sau hidroenergetic. Da, ai biștie. Și s-au găsit unii care au contestat. Haideți, domnule, să spunem cine au fost ăia, adică să spunem lucrurile pe nume. Cine au fost ăia care au contestat și de ce? Păi au fost tot felul de sindicate, au fost deci, sindicaliștii din, deci niște de la oameni, Hidro, de exemplu. Niște oameni care... E unul Sule, al cheamă, deci care nu vreau să zic nici de pizzi. Că avea de luat, de luat 100.000 de lei sau nu știu. Sulea cred că e cu CFR-ul, nu-i cu... Da, nu faceți Sule, confuzie, cu Trepisc și Sulea. Nu, mă rog, frumos. Sule. Da, eu vreau de să zic altceva. Auziți, nu contează. Eu voiam să zic, domne... Deci el a înaintat opoziția. Deci minele de astăzi și de ieri și de alaltări și termocentralele sunt ale
statului sau ale noastre, adică acum vorbim ca pe timpul comuniștilor, la întregului popor. Tot la fel erau și hidrocentralele. Care era meritul lor că prețurile sunt cum sunt? Sau acum, care e meritul lor că ei ar trebui să plece acasă, să nu iei niciun leu dacă nu produc nimic, că nu plouă și au secat lacurile? Sau nimeni a zis că au, au oprit ei toate investițiile în 2012 sau de ce au intrat în insolvență cea mai profitabilă? Pentru că așa cum era gândit acel proiect sau acel ordinar ministrului, nu era ideea. Era idee mai veche, preluată, s-a nimerit la momentul ăla. Dom'le, hai să o facem. Și scăpăm și de mine, se ajută între ei și le rezolvă. Asta voiam să zic și acum. Dom'le, trebuie rezolvată tot aici. Nu pot accepta ca termocentrala Paroșeni să rămână fără cărbune. Mai repede să rămână Mintea fără cărbune. De ce să duc eu cărbune de aici până la Mintea, când aici trebuie să meargă în plin termocentrala de la Paroșeni? Cred că văd eu defazat. Plus că mai are 10% să termine cerința de mediu după Uniunea Europeană. Cu proiectul ăsta m-am uitat și eu la... Deci toate companiile europene producătoare de energie au așa, au eolian o parte, au o parte hidro, deci în aceeași companie. Da, au da. Pe cărbune și au și nuclear. Uitați-vă la ce, uitați-vă la... N-am înțeles. Deci toți s-au amestecat. Ce companii știți dumneavoastră din astea? Păi m-am uitat eu până... Spuneți-mi... Cehă, de exemplu, aia ceoslovacă, cehă, care... Și cine acționează acolo? Păi nu știu, statul, din câte am înțeles. Haideți să nu mai uitați-vă mai bine. Uite, hai să vedem. Deci aici e... Hai să luăm o pauză, că să am timp să... Uite, ei luăm o pauză și mă uit acum în companie energetică. Asta e problema, de fapt, principală. Luăm pauza și după aceea... Da, societate comercială angajează croitori, cusători și tapițeri cu sau fără experiență. Vă așteptăm la sediul nostru din Vulcan, strada Nicolae Titulescu, numărul 75, fosta fabrică de confecții. Mai multe informații puteți primi la numărul de telefon 0727 006 200. Jiul Exchange SRL vă oferă cel mai mic comision din Valea Jiului, de doar 0,25%. Totodată beneficiați de un bonus de 10 zile cu comision zero. Doar la noi găsiți seriozitate și servicii de calitate. Vă așteptăm la oricare dintre punctele noastre de lucru din Lupeni, zona Cinema, Petrila lângă Ala Z, Petroșan lângă Optica, dar și lângă Florăria Camelia. Jiul Exchange SRL. Diferența se vede în buzunarul tău. Hotel Belvedere Amfiteatru, perla litoralului românesc, te așteaptă la mare cu pachete de 5 nopți, începând de la 270 de lei de persoană, sau de 3 nopți, începând de la 172 de lei de persoană. Cazarea se face în camere de 2 stele sau 2 stele plus. Copiii au gratuitate în limita ofertei disponibile. Se acordă discounturi considerabile la plata sejurului în avans. Hotelurile sunt situate pe plajă, poziționate în buza mării, ceea ce face din Belvedere Amfiteatru complexul hotelier cu cea mai bună poziționare de pe litoralul românesc. La Belvedere Amfiteatru te așteptăm și cu restaurant terasă, cu peste 400 de locuri cu vedere completă la mare. De asemenea, ai acces gratuit la piscina hotelului pe toată durata sejurului, internet wireless gratuit, acces gratuit la sala de fitness, locuri de joacă pentru copii, room service gratuit până la ora 24. Rezervă-ți acum un loc la Hotel Belvedere Amfiteatru pe e-mail rezervarea@belvederelitoral.ro sau la telefon 0746 450 726. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Radarul pădurilor va stopa defrișările ilegale. Informează-te www.apepăduri.gov.ro.
Revenim în studio, alături de mine domnul Nicolae Ivănuș, actualmente pensionar și consilier județean, dar în principal inginer minier, așa, meseria de bază, fost director al Minei Lupeni, deci, cu care vreau să discut, cu care am discutat până acum mai mult pe tema asta a mineritului. Auziți, și cu în care... prima parte noi am vorbit că am ieșit la pensie de vreo 10 ani, și vreo 2 săptămâni, dar trebuie să recunosc că am lucrat în continuare, n-am stat deloc. Deci, în ultimii 2 ani mi-am mai restrâns puțin activitățile, că sunt forțat să rămân în zonă, dar pensia inițială a tot crescut, pentru că am lucrat activ și la Hidroconstrucția 5 ani de zile la București. Am mai fost și la alte firme, ACM Târgu Jiu și alte chestii. Păi bine, pensionar miner nu înseamnă neapărat... Dar nu, dar am lucrat pe meseria mea de inginer miner. Deci unde am lucrat am fost ca inginer miner. La Hidroconstrucție am fost inspector lucrări subterane pe țară, pe toată țara. În momentul de față sunt în lucru 6 hidrocentrale cu aducțiuni subterane. Care ar fi ăla? Deci, una este asta de pe Defileu, unde de fapt sunt două, 85% din construcții sunt executate, montajul e circa 40% din lucrări, s-a promis, chiar azi dimineața am vorbit cu cineva la București, se pare că în septembrie repornește investiția, că 15% mai e de făcut, doamne. De asemenea, este amenajarea hidroenergetică de la Siriu, din județul Buzău, zona Neoiu acolo, deci există una și vrea să-i mărească capacitatea. La care l-am învățat noi pe Argeș, ca ce am învățat noi la școală, auziți? Bicaz și de-alea. Anul ăsta s-a dat drumul la o hidrocentrală, dacă cred că ați auzit, la Bretea, nu? N-am auzit, la dar Bretea Română, să vă întrerup. Și mai zic încă de două. În astea sunt foarte importante. Haideți să atingem un subiect în legătură cu Consiliul Județean, asta fiind și consilier județean. Îl avem la telefon pe domnul Adrian David, președintele Consiliului Județean Hunedoara, un om de-al nostru, de-al Văi Jiului, și am primit o informare de presă. Bună seara, domnule președinte! Bună seara! Bună seara dumneavoastră, bună seara domnule consilier județean și bună seara telespectatorilor Capital TV. Am primit o informare de presă astăzi, prin care eram încunoștințați că președintele Consiliului Județean Hunedoara, Adrian Nicolae David, a fost ales președinte al Consiliului pentru Dezvoltarea Regională Vest. Marți 28 iulie, deci e caldă, la Timișoara a avut loc ședința Consiliului pentru Dezvoltarea Regională Vest. În cadrul acestei ședințe au fost votați și aleși noul președinte și nou vicepreședinte al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Vest. Aici alte puncte importante care s-au discutat, stadiul implementării programului operațional, versiunea aprobată și... Ce înseamnă asta pentru județul Hunedoara și pentru Valea Jiului, noi fiind mândri că sunteți acolo, dar nostru, indiferent că din ce partid... Vă mulțumesc pentru aprecieri și pentru susținerea pe care... cu care m-a sunat întotdeauna. În legătură cu activitatea noastră regională, după cum știți, suntem arondați în regiunii 5 Vest împreună cu Arad, Timiș și Caraș-Severin. Acest for colocvial pe care de ieri îl prezidez, și anume Consiliul de Dezvoltare Regională, funcționează tocmai ca și for decizional pentru proiectele care se derulează prin Agenția de Dezvoltare Regională 5 Vest. Practic, în fiecare an, prin rotație, unul din președinții de Consiliul Județean care fac parte din Regiunea 5 Vest preia conducerea, iar unul din ceilalți trei este vicepreședinte. Noi nu facem altceva decât să aprobăm o viziune generală și o prioritizare a investițiilor derulate pe fonduri europene la nivel de Consiliul Județean, mai ales în privința infrastructurii și a reabilitării clădirilor din patrimoniul județului Hunedoara. Ce ne-am propus noi, sau care e mandatul meu pentru acest an, având în vedere că suntem undeva la mijloc între închiderea programului operațional regional 2007-2013 și deschiderea
tardivă a programului 2014-2020. Ne propunem să monitorizăm strict ultimele măsuri de implementare pe programul care se închide și să lăsăm o zestre bogată pentru județul nostru în privința programului de finanțare pe 2020. Și ca să fiu și mai specific, în ceea ce privește infrastructura, având în vedere că nu sunt eligibile pentru finanțare decât drumurile care facilitează accesul la autostrăzi și care, bineînțeles, fac legătura între două sau mai multe localități, prioritatea județului nostru, odată inclusiv în Consiliul Județean Hunedoara, în urmă cu ceva timp, prioritatea este drumul de la Sântuhan, Hunedoara, Călan și culoarul Mureș-Nord. Asta este un drum care face legătura prin mai multe comune, de la Bârsău până la Gioagiu. Astea sunt eligibile în principal. De asemenea, mai avem alte drumuri care le lăsăm în rezervă, pentru că noi avem alocat suma de 25 de milioane de euro pentru îmbunătățirea infrastructurii. Acum, când tot m-ați întrebat de Valea Jiului, noi împreună cu domnul consilier Ivănuș și cu ceilalți consilieri din Valea am presat foarte mult pentru modernizarea drumului din Parâng. Dar, din păcate, acest sector de drum, deși este clasificat ca și drum județean, nu întrunește condițiile unui drum județean și, mai mult decât atât, nu poate fi supus pe aprobare pe finanțare europeană, deoarece nu întrunește niciuna dintre cele două condiții expuse anterior. Nici nu face legătura dintre două localități și nici nu îndrăznește accesul către autostradă. Astfel că va trebui să găsim resurse în interiorul bugetului Consiliului Județean, iar, așa cum am mai afirmat, sincer, suma care trebuie să investită mă cam sperie. Discutăm de 10 milioane de lei pe kilometru. E o sumă foarte mare pe care, din păcate, în acest moment Consiliul Județean Hunedoara nu și-o poate permite, dar sigur că putem să previzionăm funcție de alocările bugetare guvernamentale. Putem să previzionăm un plan pe mai mulți ani de investiții în această zonă, astfel încât odată cu creșterea potențialului turistic prin investițiile făcute de guvern sau de primăria municipiului Petroșani, punem și noi omorul puțin câte puțin la dezvoltarea stațiunii Parâng. Deci, în principal, asta ne dorim, să închidem cu bine proiectele europene și să nu trebuiască să dăm bani înapoi. Mai ales că noi mai avem de finanțat un drum către Sarmisege Tuzla Regia de 16 km, care probabil va începe la luna august să vor începe lucrările și să lăsăm zestrea asta serioasă pentru 2020. Credeți că veți cheltui toți banii de la Uniunea Europeană pe care a fost destinați acestor proiecte? Prognoza noastră, domnule Vlad, este să cheltuim 150% din acești bani. Și de ce spun asta? Pentru că alocarea se face inițial în funcție de un subiect realizat sau un proiect, dar întotdeauna în urma licitărilor, în urma licitațiilor, se atribuie undeva la jumătate din această sumă sau 60% și rămâne în rezervă. Această rezervă rămâne de la toate cele patru județe. Și această rezervă se cifrează în jurul a 40 de milioane, 45 de milioane de euro, pe care, sigur că dacă vom fi pregătiți cu proiectele, îi vom absorbi primii. Asta s-a întâmplat și în 2007-2013, atunci când din 110 milioane de euro, județul Hunedoara a absorbit aproape 60. Pentru că a fost pregătită cu proiecte europene, le-a depus primii, au fost eligibile și s-au finanțat. Și acest lucru ne dorim să se repete, chiar dacă cei din Cara sau din Arad sau din Timiș ne reproșează că suntem mai avizi de bani europeni decât domniile lor. Spre deosebire de Timiș și de Arad, noi nu avem nici măcar 20% din bugetul acestor județe, dar avem de două sau chiar de trei ori mai mulți kilometri de drumuri județene. Așadar, cred că suntem datori cu un efort susținut, pentru că ținta noastră nu este 25 de milioane, ci ținta noastră undeva la 37-38. Având în vedere că și alocarea bugetară europeană este mai mică decât pe 2013. Da, e frumos, sună bine, dar pentru Vale spuneați că
deci drumul din Paren nu este eligibil, cu toate că și el facilitează accesul la autostradă. Dacă unul e în Paren sus la cabană, mai ușor coboară dacă e drumul bun să ajungă la autostrada spre... Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu direct, într-adevăr. Noi facem punctajul, punctajul face Comisia Europeană. Noi nu avem voie să mințim, trebuie să spunem adevărul, trebuie să spunem exact câte locuințe sunt în zona Paren sau care e stadiul de dezvoltare în acest moment și sigur care e prognoza pe următorii ani. Noi putem să forțăm acest lucru, dar vă repet, nu face legătura între două localități. Atât masivul Paren, cât și zona Rusu, cât și Malea sunt în arondate municipiului Petroșani, din intrabilan sau în extrabilan în municipiului Petroșani. Și asta deja ne exclude de la finanțare. Și cum, nu cum, că ne, cum, deci, că ne exclude. E foarte scump, bani eventual de la Consiliul Județean de undeva sau din altă parte? Da, luăm în calcul. Direct. Am mai avut o tentativă. Da, mai fost. Am avut o promisiune. Da, am avut o finanțare pe fonduri, mă rog, am avut o finanțare promoturi CEC, am avut un promot de 40 de milioane de lei, în care am reușit să finanțăm drumul din Straja. Și alte drumuri județene de, mă rog, și acum avem investiții pe Vista, Volța, Visca, Țebea sau pe Mada, mă rog, în centru sau în nordul județului, în comune care avem nevoie de legătură cu drumurile naționale. Asta sunt investiții din trecut. Noi am forțat atunci, rămânând o rezervă de vreo 4 milioane de lei, am forțat împreună cu consilierii din Vale să finanțăm măcar un început pentru Parenc. Dar având în vedere costurile, având în vedere că nu am putut estima un buget multianual la momentul februarie 2015, plus că a intervenit această nevoie de a, urgentă de a moderniza drumul, drumul spre Mănăstirea Prisop, datorită zecilor de mii de oameni care vizitează acest loc sfânt în fiecare săptămână, am cedat presiunilor colegilor și a conducerii de la acel moment și am fost de acord să mutăm acești bani pentru investiția de la, de la Prislop, rămânând ca să așteptăm noi acum o rectificare bugetară și funcție de asta să prioritizăm și pentru drumul din Paranc. În ce stadiu e drumul acela spre Prislop? Știu că mulți oameni din Vale, unii au fost, alții vor să meargă, nu mai știu. În acest moment se lucrează la, suntem în fază de proiectare. Termenul pentru finalizarea procedurii și de avizare și de proiectare e sfârșitul lunii august, mijlocul lunii septembrie. Așadar, după 15 septembrie, să ne așteptăm să vedem primul utilaj în drum. Termenul de implementare este de 20 de luni. Deci, într-un an și 8 luni, trebuie să fie finalizat toți cei 9 km. Păi am văzut că unii fac, eu știu, prin China, pe acolo, fac un zgârie nori, îl fac în 8 ore și 20 de luni pentru un drum de 8 km, acum nu e autostradă. Nu este autostradă, așa este, dar nu putem permite să-l chidem ca să-l facem mult mai repede. Așa. Repet, drumul acolo are nevoie nu numai de o stradă de asfalt. De acel drum de 4 metri, de 3 metri uneori, va fi un drum de 6 metri cu ricole, cu parcări, cu refugii, așa cum merită să aibă orice, cum merită să arate orice drum de județul Hunedoara. Eu nu o să-mi permit să fac investiții care să, la finalul lor, să arate sub nivelul tehnic al anului 2015 sau 2016, cum a fi cazul atunci. Da. Nu recepționăm și nu plătim lucrări care sunt sub nivel calitativ. Asta indiferent de zona în care se lucrează sau de firma care construiește, toți au aceeași misiune. Calitate și termene respectate. Asta ne dorim de la ei, nu nimic mai mult și nimic mai puțin. Și lucrul ăsta se reflectă foarte bine, chiar dacă nu-i sub administrația mea, în modul, în felul cum arată drumul de la Vulcan spre Pasul Vulcan. Porțiunea aceea modernizată, e modernizată pe bani europeni. Acolo am reușit să finanțăm, pentru că le-am arătat celor de la Comisia Europeană că drumul continuă până la Schela și face legătura între două județe, nu între două orașe, ceea ce nu putem să spunem despre Paranc. Iar drumul se prezintă în condiții excelente și astăzi, la un an de la inaugurarea investiției și vă spunem că atâta vreme cât o să fiu eu cel puțin aici, o să arate la fel de bine. Da. Mulțumesc pentru intervenție. Vă doresc toate bune. Pentru ocazia de a mă adresa respectatorilor Capital TV
vă salut și pe dumneavoastră, salut și pe domnul Ivanov și vă urez o seară frumoasă. Mulțumim, salut. Domnule consilier, totuși lumea are impresia că Valea Jiului este neglijată de Consiliul Județean. Lumea fiind și eu, făcând parte din lumea asta, așa zic, domnule, da. Băia bagă în partea aia din nord, la băia cu comunele alea, îi umple pe acolo, deci, ia, îi plimbă, într-un fel îi duce la Bruxelles pe primarii ăia, îi școlește, îi le deschide într-un ochii. Într-un fel în aveți dreptate, în alt fel nu aveți dreptate. Eu vreau să remarc un aspect. Efectiv, de când este nou președinte al Consiliului Județean, eu mă simt consilier județean, pot rezolva probleme. Probleme care înainte nu valoram în fața celui care conducea, deci nici mergeam, stăteam, făceam anticameră două ore pentru o problemă care mi se răspundea că nu se poate. De vreo lună, inclusiv și pe timpul lui domnul Gligor, am găsit înțelegere și dacă e totul legal și sub aspect legal, se rezolvă. Din modestie, domnul David a evitat să spună că astăzi am avut ședința de Consiliul Județean și am... Ați împărțit cea de-a gândit? Am hotărât ca să finalizăm chestia cu Aninoasa împreună, deci s-a lămurit problema cu drumul și în 3 luni va fi probabil un drum județean corespunzător sau orășenesc unde se poate circula în condiții perfect legale. De asemenea, și guvernul lucrează și pe porțiunea de DN66. Deci, eu sunt pe o parte politică, domnul David e pe altă parte politică, dar mi-a dat deschidere că Valea Jiului e o prioritate și nu îl interesează politica. Deci asta e mai puțin important. A doua problemă, mai important, da. Chestia cu prislopul. Și într-adevăr așa era, că am cedat noi 4 milioane de lei, care e aproape 1 milion de euro. Să știi zicem, ce făceai? Că nu făceam cu ei, probabil făceam o legătură între cabană și până jos, la drum. Deci făceam 150 de metri de drum. Pe când chestia de la prislop, trebuie să dau și cezarul ce e al cezarului, conducerea dinainte, modul de desfășurare a licitațiilor pe fitic galben. Deci, scola licitație valoarea și tu să faci și proiectare și tehnică și execuție, eu să fac numai asistență, verific cu specialitate calitatea, eventual SSM-ul sau ce trebuie conform legii să se respectă. Deci, și eu sunt convins că la anul pe timpul ăsta, deci nu o să fie 20 de luni, va fi drumul de la prislop. Deci am identificat altceva foarte interesant la prislop, că discutam în comisii, de fapt, cine vede televizate ședințele... A devenit un fenomen ședințele, și nu pot să neglijez chestia asta, adică să înghesui atâtea mașini pentru că... Problema nu e alta ce ne doare acolo. Problema e că un procent foarte mare sunt oameni suferinți care de fapt nu mai merg la medici ca să fie ajutați, că au fost până atunci. Merge toată lumea. Merg la un mor care se ajută. Și din toată țara. Nu vreau să zic că e o problemă de asistență medicală, a apărut suplimentară în județ extraordinar. Deci ne vizitează niște oameni cu afecțiuni care nu știu niciodată ce se întâmplă, trebuie să dea un ajutor. Trebuie să ajungă, deci, doamne, da, deci trebuie să ajungă la ei. Să, activitatea da. De salvital, de smur, de... Oricum, se știe situația și s-a făcut un comandament și la nivel de județ pe treaba asta. Deci, am fost și eu acum vreo 3 ani și, acolo și era un blocaj, nu era niciun polițist, polițaii stăteau la pundă în Hațec să curadă. Vis-a-vis de banii europeni, iară vă contrazic, cred că banii europeni, Consiliul Județean i-a băgat cel mai mult prin Valea Jiului. Vorbim de programul 2007-2013. Deci 44 de milioane de euro au fost băgați numai în apa ce mai știți să mai da? Face? Și se mai bagă vreo 100 și ceva. Că chiar astăzi am aprobat finanțarea asistențe tehnice, unde la contractul de finanțare cam s-a scăzut prin negocierea cu ministerul cu 200. Deci ne-a făcut o economie de 20.000 de lei. Pentru unii nu pare... Pare mult, pare puțin, dar vreau să zic că continuă procedurile de extindere a acelui program, indiferent de cârcotel sau certurile care există. Câți vor mai rămâne în Valea Jiului, dar măcar cei care rămân vor avea... Deci, eu zic confort. Că vor rămâne în Valea Jiului, dar e problema de vârstă.
Asta vreau să vă întreb acum. Va mai rămâne Valea Jiului când ne apropiem de sfârșitul emisiunii? Va mai rămâne Valea Jiului, având în vedere și investițiile pe care le-a făcut APASER, deci să aducă apă la toți mămâlanii? 140 de mii care, de locuitori. Unii care au zis, du-te, domnule, deci că n-am nevoie de apă de la voi, că mă trebuie să-mi trag eu 100 de metri de țeavă. De ce să mai dea bani pe apă când te poate lua? Nu? Nu, deci, părerea mea, peste 20 de ani sper să fim tot în Valea Jiului. Dacă trăim, dacă nu trăim. Valea Jiului. Oricum peste 10 ani vom fi tot aici și va fi mai bine. Okay. Să și va fi și minerit. Haideți să detaliem exact în sensul ăsta, că aici noastră spune deci va fi minerit, bine, dar... Va fi minerit și hai să revenim, să scurtez foarte mult punctul unde ne-am întrerupt la pauză. Deci companiile energetice cu mixul, care au pe teren minat. Deci care au și hidro și alea. Și... Doamne, sunt companii private, m-ați înțeles? E statul, asta trebuie să fie și soluția. Ce, prima societate minieră din Valea Jiului, care a fost? În zona de Petrila, în 1840, frații nu știu care din, de la Furnale, compania din Brașov. După 40 de ani de minerit, oricum ei au găsit cărbunele la suprafață. Și îl transportau, cum scrie Nedea în Părerea Mirezei, cu carul cu boi până la Brașov, la Furnale. Dar când s-a deschis mineritul performant de aici cu, pentru siderurgie, pentru nu știu ce, huila energetică, dar mai ales coxificabilă de la Lupeni, în 1884, societatea minieră se numea Societatea Anonimă Minieră Uricani, cu sediul la Budapesta. Și n-a avut niciodată o persoană care să dețină mai mult de 2 sau 3% din acțiuni. Pe urmă, în 1923 s-a transformat în Societatea Minieră Lupeni, deci din Uricani, Uricani cu capa era, în Societatea Minieră Lupeni, cu sediul la București. Și s-au plătit 2 milioane de franci elvețeni în anul 1923, despăgubire guvernului ungar, pentru această firmă și s-au vândut pe bursă. A rămas conducătorul, care e întâmplător de naționalitate germană, chiar dacă era subdirector. Franț, nu știu cum îl cheamă, că am un lapsus, știe domnul Boboc bine. Dar bine, el s-a ocupat. El e specialist în... El cu istoria mineritului. Și datorită lui și lui Velica, știu și eu multe. Deci, tot păi cauza și datorită lor au mai pus niște cărți despre minerit. Și asta vreau să zic. Dom'le, niciodată n-au fost, n-a venit, cine vine să investească? Hai, dom'le, să privatizăm și vedem cine majorează cine capitalul, cine cumpără acțiuni, cine poate. Nu. Sau dacă nu, nu se vinde nimic. Okay. Pe Roșia Montană n-a dat nicio tonă de minereu, să nu zic nicio un gram de aur, dar s-au făcut vreo 5 milionari pe acolo. Foarte bine. Lume. Deci, până la urmă, va mai fi minerit în eu Valea Jiului, ori așa, ori așa. Vă mulțumesc pentru că ați venit nu, în această seară. Cum am zis eu, deci numai pe sistemul privat. Ok, numai pe sistemul ăsta. Mulțumesc încă o dată. Dumneavoastră vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Vă doresc o seară bună în continuare. La revedere!